Potrivit ordinului MEAI 736/2005, comitetele locale pentru situații de urgență au obligația de a institui serviciul de permanență în cadrul primăriei și de a monitoriza cu atenție evoluția situației hidrometeorologice, lucru ignorat însă de unele autorități locale din județul Dâmbovița din moment ce primăriile erau închise. Ajunși la primăria din Mânești, jurnaliștii dâmbovițeni s-au lovit de uși închise, lumini stinse și atât. La Tătărani, aceeași primire. Însă, în comunele Dragomirești și Cândești, paznicii, deși debusolați și cam somnoroși, știau exact ce trebuie făcut în caz de necesitate, susținând că ceilalți colegi ai lor sunt la patrulă prin comună. Situație de urgență, știi? De permanență? De... Sunteți de permanență? În caz de dezastru și calamitate. Am înțeles. Și ce trebuie să faceți? Care sunt obligațiile voastre? Obligația de a anunța... președintele Comitetului de Situații de Urgență. Dezastre și calamități, așa, și primarul comunei. Știți că e avertizare exact pe râul Dâmbovița? Da. Știți, a? Da, e pe codul Dan. Am înțeles. Cum e până acum? Aveți probleme? Deocamdată nu. Sunt pe traseu deja. Sunt colegi ai noastră, cine? Da, sunt cu toți membrii ai echipajului. Am înțeles. Care au plecat în caz de se întâmplă ceva acum. Am codul pregătit? Da. Ce atribuții aveți? Păi să anunțăm în caz de intensificare a cu ploile, în caz de mărire a debitului, să anunțăm membrii care fac parte din Consiliul de Urgență la primărie. Aveți Dâmbovița aici? Da. Ce puteți să vedeți? Da, pe scaun. Practic așteptă. Ați mai ieșit? Mai sunt și alții în patrulare? Sunt zone unde cu risc de inundații? Nu, la mine. Am înțeles. Informat despre această situație, președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Adrian Țuțuianu, nu a părut surprins de atitudinea unor primari față de perioada în care județul nostru se află sub cod portocaliu de precipitații și inundații. Nu e o noutate, încă nu au înțeles că la situații de urgență trebuie să fii prezent acolo unde se produc evenimente.